Denisa Golgota a participat anul acesta la Glasgow la prima competiție majoră de senioare. Sportiva, în vârstă de doar 16 ani, a intrat a șasea în finala de la sărituri. Pentru prima evoluție a obținut 14.500 de puncte, iar pentru a doua 13.833. Cu o medie de 14.166, Denisa a urcat în finală pe poziția a doua după unguroaica Davaibo Clark. Până la sfârșitul concursului, gimnasta tricoloră a fost depășită de rusoaica Agelina Melnikova cu o medie de 14.233. De puncte. Gimnasta româncă a obținut medalia de argint în proba de sol cu o medie de 13.600 de puncte. Denisa Golgota a fost singura gimnastă din România calificată în acest concurs în finalele pe aparate.